degetul tău de la picioare de albastru. Pentru că acum la Florentin, Ițac e o farsă ca lumea. Dați un like. Știi ce ai în mână? Da, un spray. Îi vopsesc părul. Albastru, eu fac eu. Ok, hai să facem liniște, că poate să trezește. Hai, intră în cameră. Intră tu primul, dar ușor. E ora 8 dimineața. Hai. Ai grijă. Eu vreau să-ți fac o farsă. Degetul tău de la picioare albastru. Ai șosetele rupte, Flo? A? Ai șosetele rupte? Hai, ce faci? Bună, Tini! Bună, mami! Bună dimineața! A fugit! Bă, ce-i dăm aici? Dar nu e o titi. A? Nu e o titi. Bă, dar vezi ce faci? Teddy, ce faci? Bă, cu ce mai dăm? Nu știu ce a luat titi. A venit cu un spray albastru și a zis să-ți fac o farsă sau ceva. Cu ce mai ne zi? Nu știu, ți-am zis, era la ai Titi, a fugit cu el. Bă, ce ai făcut, mă? M-ai dat pe păr? Da, te-a dat și pe păr. Închide lumina, acum doar ochii. Ce-a pus și pe lingeria de pat? Bă, ce mi-ai făcut, bă, aici? Dar tu măcar l-ai văzut pe Titi, nu? Da, te ce? Oh, nu mai ce. N-am văzut. N-ai văzut când a luat-o la pugă? Nu, am crezut că tu ai fost. Nu, puțin nu, în vârful capului, iar doar ce te... A, se vede, se vede. Ma, să ia asta? Bă, dar ce trebuia să mă dai pe deget? Hă? Dar nu eu. Nu-i zice eu. Dar a plecat de acasă, nu mai e. Am auzit ușa cum s-a trântit. Bă, m-ai pătat ăsta. Ia uite. Dar știi că trebuia să plec. Da, când a venit ăsta? Acum 20 de minute. A plecat? Da, a plecat. M-am uitat. Ai, mă, aș doar trebuia să plec. Și acum întârzi. E clar treaba. Tu speli asta, eu nu-mi spăl. Îl despală Titi. Vin și le spală, nu mă interesează. El a venit, el face curățenie, nu mă pun eu și spăl eu. Dar de ce trebuia să-mi dea, mă, și pe deget? Ia. Băi, frate, de asta nu se ia. Mă, zici că nu mai încirculă sângele în degetul ăsta și e moft. Uite ce fel arată. Dar tu de ce ai ciurat părul? Păi dacă Teddy mi le-a rupt aseară, mi-era lene să le mai schimb. Am zis oricum le arunc pe astea. Ia. Bă! Uite, mă, ce a făcut nebunul. Frate. Nu zic mersi că nu ți-a dat și pe față, că el așa voia. A zis că te face tot albastru, se semeni cu
rudele lui sau ceva de genul, zicea. A vrut să mă dea pe față? E nebun la cap, n-are ce face. Dar mă răspunde. Păi a zis că vrea să se simtă ca acasă. Și să mă facă pe mine fratele lui de culoare mof, da, sau ce. Ceva de genul, da. S-a luat asta din cap? Nu. Nu? Nu, nu, e tot albastru. Păi dar cum mă, că am dat cu apă, de ce nu s-a luat? Nu știu, dar e tot albastru. Bă! Și ai așa cerculețe, știi? Pe bune? Nici măcar nu ești tot albastru. Și ce uscase simt. Eu nu mă duc azi nicăieri, nu mă pasă dacă am întârziat oricum. Un like dacă vreți să fac răzbunarea lui Titi. Lasă că vede el. Și scrieți idei de farse. Am și eu o idee bună pentru farsă. Pentru Titi. A. Dar nu zic. Nu zici? Mm-mm. Mi-o zici mie ca să o fac eu lui. Aha. Hai de capul. Îi bag șoseta asta în gură. Îi bag în gură să mănânce. Dacă tot îi plac șosetele dar rupte. Dar știi că lui îi place să mănânce șosetele. Îi place să mănânce șosete? Da. Ok, bine atunci. Las că vedem, las că vedem. Îmi cumpără și lingerie, după aceea. N-are bani, nu și-a găsit încă iubită. Doamne, iartă-mă dacă m-am așteptat. Dar am simțit eu prima oară ceva rece la picior. Și aud... Am zis, n-am băgat de seamă. După aia simțeam în continuu... Bă, că vine rece la ceafă. Bă, ce naiba. Și odată m-am trezit și simțeam și mai rece. Că am auzit doar că mi-a fost frică să nu fie vreo scurgere de gaz sau ceva pe aici. Să explodeze pe aici. După aia am simțit la ceafă. Pa! Mă duc după Titi. Ok, mi-a revenit și eu puțin din somnolență și am vrut să vă explic exact ce s-a întâmplat. Mă rog, cred că deja v-am explicat, doar că era mor de oboseală. Așa că până la urmă o să vină și răzbunarea. Așa că lăsați idei și sugestii de răzbunare pentru Titi și mai ales să fie ceva, bă, da, bun rău de tot, adică bun într-adevăr. Forță acolo să strângem 30.000 de like-uri la acest video, dacă avem puterea asta, pentru că sunteți cei mai tari, cea mai tare trupă și comunitate ever și pentru asta sunteți alături de mine, să vă distrez, să vă aduc un zâmbet pe buze și chiar mă gândeam la o schimbare de look, dacă tot m-a dat cu spray-ul ăla, chiar mă gândeam, băi, cum ar fi să-mi fac o schimbare de look? Poate o să vină un video special în unde o să-mi schimb părul altă culoare, știți că eu am mai fost albastru dat în cap, am făcut un experiment pe chestia asta acum câțiva ani, n-ar fi rea chestia asta. Un like dacă vreți să facem o schimbare de look și bineînțeles un follow pe Instagram, Florentin Hrițcu și pe TikTok. Și pentru răzbunare o să mă gândesc eu la ceva. Cred că cel mai probabil o să trebuiască să-mi schimb șosetele, pentru că Teddy le-a rost pe toate. Deci eu sper că v-a plăcut acest vlog random. M-ați văzut cum sunt eu în dimineață. Bineînțeles, sunt morocănos dacă cineva îmi dă cu ceva în cap. Așa că vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari, vă mulțumesc tare mult și sper că v-ați distrat. Eu nu. Așa că vreau să vă zic că voi sunteți cei mai tari, cei mai tari dator, cei mai tare trupă și noi ne vedem data viitoare cu de pace și iubire. Salutare!